Anii 80 au fost cei mai grei pentru români, deoarece dorința lui Ceaușescu de a plăti datoria externă a dus la economii și raționalizări masive în toate sectoarele de producție internă, atât în industrie cât și în agricultură. De aceea, mulți dintre copiii și adolescenții de atunci își aduc aminte foarte bine și cu foarte multă amărăciune de anii comunismului, mai ales prin prisma ultimilor 10 ani de raționalizări excesive ale regimului Ceaușescu. Conform leonardodeoiu.ro, dacă în anii 60 și 70 mâncarea nu fusese deloc o problemă, la începutul anilor 80, alimentele au început să se găsească din ce în ce mai rar și în cantități din ce în ce mai mici. Astfel, multe alimente de bază și de calitate foarte bună erau destinate exportului. Oamenii erau obligați să muncească mai mult pentru a crește producția la export, iar curentul electric, apa curentă și gazele naturale erau raționalizate doar pentru gospodării, nu și pentru fabrici și întreprinderi, pentru a utiliza resursele la capacitatea optimă în sectoarele economiei, în vederea achitării datoriei externe. Când se întorceau spre casă, oamenii se opreau câteva ore la alimentară, la aprozar sau prin piață, ca să mai cumpere câte ceva de mâncare, acestea având program târziu până la ora 20. În ultimii ani ai anilor 80, însă alimentarele și aprozarele se închideau mai devreme pentru că nu prea mai aveau ce să vândă. În rest, mâncarea trebuia procurată stând la cozi foarte lungi, începând de dimineață de la orele 2-3 noaptea până la ora închiderii. Din cauza programului de lucru, la cozi se duceau alternativ soțul sau soția, iar când aceștia lucrau în aceeași tură, rudele mai în vârstă, pensionate, le țineau locul la coadă sau cumpărau și pentru ei. Uleiul și zahărul erau raționalizate și erau vândute o singură dată pe lună unei familii și se vindeau la băcănia de cartier alocată blocului în care locuia. Rația se cumpăra pe baza unei cartele în care vânzătorul nota ziua când a fost acordată. În ciuda faptului că rația era asigurată și la băcănii, se făceau cozi, însă acestea nu erau așa lungi. În toată această amărăciune existau însă și situații comice, de pildă când la alimentara de lângă o fabrică se băgau pateuri, secții întregi ieșeau din clădirea fabricii și se așezau la coadă sau când, după ce unii încercaseră să-și facă pile la alimentarea din cartier, să vină a doua zi revoluția. Inevitabil, lipsurile cotidiene au dus la apariția speculei. Erau persoane care stăteau la cozi și luau mai multe bucăți din ceea ce se vindea, iar dacă se vindea în număr limitat, de regulă, acestea se obțineau pe sumână, direct de la șeful de magazie, înainte ca ele să fie livrate în alimentară, în schimbul unei șpăgi. De aceea, multe alimente erau procurate de la speculanți, iar când se obțineau, ele erau puse la conservat. De exemplu, salamul era dat prin făină, învelit în ziare și pus la uscat. Sau, pentru cei ce își permiteau, era afumat ca să țină mai mult, relatează leonardodeoiu.ro.